până asta. Neața! Facem astăzi tortul tău preferat? Bea aștept, bea aștept. Și partea mea preferată din asta este când îl mănânc. Deci carrot cake, cum v-am zis, este un tort bun! Este un tort bun, bun, bun de morcovi. Ceea ce înseamnă că predomină morcovi. O să vă las toate gramajele în descriere. Arată și bine, gustos! Să vedem în cât timp ce putem să facem. Ce reclamă ai faci tu, Sca? Dar este tortul adaptat de mine. Combinație din toate rețetele de pe internet făcută, știi? Bunica, ce faci? Așa, o pregătesc pentru mai da. Departe. Ești tristă că nu mai mergeți la biserică acum, că nu vă întâlniți? Taci din gură. Eu, mie nu-mi vine să cred, eu sunt Toma Necredinciosul. Da. Și eu o să mă documentez de cea... Eu așa zic. Nu, serios, păi s-a anunțat la știri deja. Și dacă se interzice ce? Ne întâlnim în case. În case. În case, da, da. Să nu ajungem să nu trebuiască să ieșim pe stradă. Da. Asta ar fi nasol. 2, 3 și... Perfect. Asta este morcovelul pe care o să-l punem în tort. Hai să facem acum, facem compoziția. Crema e de fapt cremă de cheesecake. Sara, cum ar fi dacă ar rămâne blocați în casă? În casă? Iubi, important e să ne avem unii pe alții. Da, chiar dacă noi credem că suntem păziți de Dumnezeu, cerem lucrul ăsta constant, cerem protecția lui Iisus peste familia noastră, credem că nu se întâmplă nimic cu noi, aia nu înseamnă că nu ne spălăm pe mâini cum intrăm în casă, trebuie să avem și înțelepciune, dar cel mai important lucru, eu cred că trebuie să ne credem în Dumnezeu și nu doar la greu, ci și în super bine. Da. Ce bine ai zis asta, nu doar la greu. Nu acum, acum fiecare cu Dumnezeu exact, și să hai. Să vezi la o clipă, acum toată lumea devine credincios. Da, cel mai important lucru este să nu vă temeți. Și noi nu ne teme. Repet, aia nu înseamnă că nu avem grijă să nu ne expunem. Să nu... Da, să nu ispitim pe Dumnezeu. Exact. Doar pentru că suntem protejați. Exact. Și copiii, voi nu sunteți în vacanța de nebunii. Sunteți în incubator. Și ce facem în cazul ăsta cu tabăra? O, iubi... Nimic. Rămâne valabilă. Exact. Și noi sperăm că nu o să fie nicio problemă pentru vară cu virusul ăsta și nu o să ne dea bătăi de cap. Exact. Credem că va fi totul bine. În caz de ceva se suspendă, o se amânăm, banii, da, o returnăm banii sau se... o schimbăm data, vedem. Exact. Nimic nu ne oprește momentan. Avem nevoie de 4 ouă. Pentru Blanca. 250 litri ulei vegetal. Gol! Du-te ia-ți eu! Nu, du-te ia-ți-o că e a ta, nu e a mea. De data asta mă gândesc că ar fi bine să pui rețeta în descriere. Așa pas cu pas, nu? Ca să se înțeleagă ceva oameni că noi nu facem aici rețeta. Noi ne filmăm, da, nu facem. Ce faci, David? Salut! Ce mangeți? Da. Te duci cu David afară, Dadi? Da. Sigur? Hai! 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 Hai. Toți vom avea câte o sarcină. Am pregătit toate ingredientele pentru blat. Melissa, tu te vei ocupa de nuci. Nucile astea le prăjești așa puțin. Îți place tortul ăsta? Încă nu știu ce gust are, dar... Dar bunica n-a fost la ziua lui Mel. N-ai fost la ziua lui Melissa? Nu am fost la ziua Melissa pentru că n-am fost invitat. Cum așa? Ia auzi, Melissa. Da, trebuia... Cum ar fi fost bunica să vii și tu să jucăm un laser tag? Stătea foarte bine într-un tineret, un tineresc. Da, mea, dar cine m-a încă la față? Da, am omorât o! Da. Da, nu. Da, nu. Ce faci, Mela? Nu știu.
Prăjiști, nu crezi, cum ce crezi? Super! Cum s-a auzit? Cu 250 de grame de ulei. Face ce da se vede, parcă facem aici un experiment. Da. Zahărul, coajă de portocală, esență de vanilie, uite pus să fie asta. Așa, asta vă rog. Să mai și cola transparent și cola maro. O coajă de portocală bio, pentru că o băgăm în mâncare, o mâncăm. Iubire, încep să cânti piese de pe vremea ta. Că m-am marcat cojile de portocală, mi-a plăcut. Chiar versul ăla. Se pun toate ingredientele astea, se amestecă. Și după băgăm la cuptor. Trebuie să pregătesc stava. Și sarcina mea care? Să filmezi. Să mănânc. Cum s-au făcut seara? Un pic am arse. Melissa, ce faci? Aici fac puțin de sală. Miroase bine, dar prea acru. Crocodilul s-a întâlnit cu câinele. Ce ai pus acolo? Am pus coajă de portocală. Okay. Acum ce să mai iau? Și acum dăm drumul la mixer. Un pic de sare, da? Dacă tot am avut zăpada în ăsta... 250 de grame de făină cu un pigulez de praf de cop. Și după aia asta o introduci toată. Aici? Da. Și ăla sunt în câte scorțișoare. Am două linguri de scorțișoare. Mica, mai. Linguri. Pune mai mult, că e mai bun. Da, mie îmi place cu mai mult. Micile prăjite le facem puțin în blender. Făina cu praful de cop și cu scorțișoara. Cum a ieșit? Morcovii, hai să vedem morcovii. În rețeta mea ar fi 350 de grame de morcov braș, dar eu pun în general aproape de 500. Ai pus cam mult? Am dat drumul la cuptor pe 180 de grade. Da, de mașina tău. E afară. Ce? E afară. E afară. Este delicios. A fetelor, haideți, Scarlett, hai să vezi ce blață a ieșit, mami. Întotdeauna îmi plăcea să mănânc când era micuță. Ce rămânea? Da. Vrei tu să mănânci asta? Nu! 180 de grade, timp de o oră. Au, au, mamă, ce mușcă! Bă, au, m-a scripat Amza! Amza, bă, vino aici. Uite ce-ți fac eu, uite ce-ți fac eu. Au, băi, mi-a scris. Senim! Tu ce faci tu, Scarlett? Nu te mai ține, mami, iar de ăsta. Uite cum stă. Uite, totul e strâmb, frate, în casa asta. Nu mai e la 90 de grade. Ăsta nici nu mai spun. Cum au ajuns? Melissa, parcă s-a suit mami pe mine. Lasă să te muște, uite aici de deget, tata. Aici de deget, e și mai rău, haide. Mușcă aici. Au, 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 că mamă, da. Mamă, da, ce forță, au! Nu m-am mușcat așa, e groaznic. Deci așa doare mai tare decât pe mână. Sărim pe tata! Nu sărim pe tata, sări lângă mine. Hai, poți să filmezi un pic? Încetești să fac. Să filmezi! Vrem să cântăm ceva la pian și n-are cine să-mi filmeze. Da, 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 și eu cum să... Uite atât. Se va cuprinde pe voi. Atât. Da, și ne cuprinzi, atât. Trebuie să vezi un cap aici și pianul. Casa, unde calci bine. Vei mânca îndată. Vei mânca îndată. Hai odată, hai odată. Zisese bunica. Mami, ce, mama? E până prăjitura. Prăjitura? Da. Nu e gata, mami. Nu. Încă 18 minute, da? Nu vreau. După trebuie să se răcească, iubire. Vrei să papi altceva? Așa. Adică, deja. Așa, la arunci. Așa. Bun. Gata.
Gata. Aoleu, aoleu. Wonderfully made. Hai să mai cântăm încă o dată, care are niște versuri atât de faine. Super fine. Deci versurile la cântecul ăsta mă pun moaie total. It's 2 in the morning and I'm still awake in my bed. I can shake these lies that keep running around my head. And what if I saw me the way that you see me? What if I believed it was true? What if I traded the shame and self-hatred for a chance I believe in you? That you need me together in my mother's womb, and you say that I've never been hidden from you, and you say that I'm wonderfully, wonderfully made. Aici să ne hotărâm, și tu, iubire. Dar nu știu versurile, iubire, că eu de-aia mă urmăresc așa. Da. Am cuciupit. Ce, mama? Da. Eram sigură că o să întrebi asta. E gata prăjitura. Yeah! Așa dăm. Tu n-ai cum, mă, iubire. Ce? N-ai cum să o scoți, că e grea. E super, stai. Deci dacă ați simțit cum vreau să... Deci acum îl împărțim în două și după aia punem crema. Dacă ai intoleranță la brânză, la lactate, poți să faci checul ăsta și să te bucuri de el, e super bun. Cremă de brânză. Așa se gustă. O mascarpone. Asta e altă brânză. Melissa? Da. Repede, repede, de să cumperi niște zahăr pudră. Repede, pe acolo e ieșirea, hai. Repede, repede, de să mă duc. Cum mai ești, Melissa? Nu treabă lumea ce mai faci, cum mai ești? Cum mai e viața ta? Bun. Te-ai pus apăra și jos? Da. Da? Acum e bine, m-am durut. Mers ok. În viață încă. Paul, nu mai lua de acum. Cum așa? Paul, nu mai lua, iubi. Nu mai lua, că nu ne ajunge. Tot ia de aici. Nu ca asta, o să o punem deasupra, să o decorăm. Pe lângă faptul că nu că mai există și în blat. Și îmi place să fie și așa mai mare, știi? Nu! Nu! Vrei să cureți astea, gen? Așa? Nu le atinge. No, zi tu bun, de nu fac ei din contra. Dai una mie și una lui Melissa? Da, astea așa merg. Da, astea nu, astea nu. Așa, una mie, una ție. Noroc. Nu e mare, nu e mare. Păi am pus întăritor. Ce zici, bunica, tort de morcovi? Ai văzut câți morcovi am băgat? Am văzut mulți. Mi-ar place să mai știu rețeta aia de prăjitură cu morcovi. Foarte bună era. Cum să mănânci, vezi că e plină. Uite, e plină, cum să mănânci? Și că pot să mănânc asta? Foarte mulți dintre voi mi-ați cerut rețeta pe Instagram și am zis că o să o fac, o să o filmez. Nu, așa, nu sărbătorim pe nimeni și avem tort. Și diseară ne vin musafiri și e perfect, pentru că altfel am mâncat numai noi și nu e ok să mâncăm atâta dulce. Mie îmi place să mănânc mâncarea sărată și scarlete cu dulcele. Melissa, ai pus lănina cu tochitura porcului. Zi, Melissa, hai, recunoaște, ce îți cumperi tu când mergem la restaurant? Exact. Paste. Nu, tu îți iei tochitura, pomana porcului îți iei tu? Adevărat. Cu mămăligă și cu brânză. Uneori, doar când vreau să mai... Deci recunoști. Cu tochitură și cu mămăligă. Aul.
făcut poftă, tata, serios. Ce am să te fiu acum, să ține toți așa impresionată de ea. Și am văzut, nu am să mă Melissa! Doamne! Ce joacă e asta? Melissa, ce joacă e asta? Ce joacă e asta? Melissa, ce-i cu tine, Melissa? Repede! Deci nu pot să cred că ți-ai bătut joc de chiar atât chefia. Nu mi-am bătut joc. Nasol, eu zic să închidem camera și să-i dăm. Ei, acum speli perna, ok? Spală perna. Speli pe jos. Zi, bunica, ce s-a întâmplat? E foarte frumos. Păi, uite ce-a făcut! Da, ce n-are nimic ca să-i mănâncă! Da, cum să nu? Da, ce botoșei feșer are bunica! Nu, ăsta trebuie lăsat la rece, mă! Mai bun, rece, scăzut! Păi rece! Vezi că dacă până mine și-o mâncați! Așa e, dar vrem să-ți dăm ție să guști un pic! O, Doamne, dar pentru mine? Păi da, pentru cine? Upa! Punem capacul și îl punem la rece, da? E foarte bună. În 5, 4, 3, 2, 1.